Bună dimineața, sunt Cătălin Cornea. V-am spus că tehnica face muzica, ok? Astăzi vă voi arăta un before and after cu un pui de Amstaff, Pitbull, cum vreți să-l numiți, da? Care atunci când a venit la evaluare, stăpânul, încercând să-mi demonstreze poziția culcat, n-a ieșit. De ce? Pentru că lipsea tehnica. În momentul în care am început sesiunile, după a doua sesiune și intervenție prin tehnică și instruirea stăpânului, câinele a început să facă. Vă invit să vedeți diferența. O să vă arăt ce am făcut eu cu câinele acesta, dar când? După ce deja am lucrat cu stăpânul și stăpânul a implementat poziția care nu ieșea atunci la evaluare. Fiți atenți! Ia! Îi vorbeam de poziția culcat? Culcat? Aceasta este poziția. O să-l vedem acum pe stăpânul lui. Da? Acolo. Culcat. Lasă-l un pic. Așa. Bravo. Vedeți că e o poziție bună. Acum, spune. Culcat. Cum e așa? Laud un pic, bravo. 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 Perfect. Și liber. Spune. Sper că v-a plăcut. Sunt Cătălin Cornea. Cheia succesului în dresaj este instruirea proprietarului. Nu uitați, orice câine se poate dresa dacă la capătul lesului se află un om suficient de inteligent, nu suficient de brutal. Până data viitoare, să ne revedem cu bine!